Astăzi avem onoarea să avem printre noi și în fața dumneavoastră un om foarte important al unei instituții care are tangență cu mediul rural sau este implicată direct această instituție în viața rurală, în activitatea agricolă a județului nostru și mă refer aici la doamna director Carmen Miron Urâtu. Bună ziua, doamna director, și vă mulțumesc frumos! Bună ziua, bine v-am găsit! Doamna director, este începutul unui an. Fiecare dintre noi ne-am pus în gând să realizăm anumite obiective. Eu v-aș întreba dacă dumneavoastră, și sunt convins că pe plan profesional și instituția pe care dumneavoastră o conduceți, sunt convins că v-ați propus anumite obiective pe care vi le doriți să se realizeze în acest an. Dacă vreți să faceți referire la câteva numai, cele mai importante. Cum vedeți să decurgă acest an calendaristic? Și ce sperați dumneavoastră de la colaborarea pe care vă doriți să fie cu agricultorii, cu fermierii? Ce mi-am propus eu pentru anul ăsta? În primul rând mi-am propus să avem o clădire nouă pentru Apia. Nu știu dacă o să reușesc, dar eu mi-am propus acest lucru. Ce mi-am propus pentru Apia? Mi-am propus să avem un an mult mai bun decât 2006, anul în care am început, pentru că este un nou an de început. Spun colegii mei că este un an care va fi mai greu decât anul de început. De ce? Pentru că vom aplica o nouă politică agricolă comună. Doamna director, așa este și noi trebuie să spunem telespectatorilor că la nivelul Uniunii Europene am pătruns într-un nou ciclu financiar 2014-2020. Este adevărat că pe 2014 l-am ratat, nu numai România, dar aproape toate țările membre ale Uniunii Europene. Sigur, trebuie să ne canalizăm eforturile și priceperea noastră pentru a recupera și pentru a accesa câți mai mulți bani. Dacă i-am luat pe toți, ar fi foarte bine pentru țara noastră, pentru județul nostru. Fermierii și oamenii care ne privesc acum așteaptă o informație care, dacă vreți, îi frământă pe toți, să le spuneți în primul rând dacă au intrat toți banii care trebuiau să vină în această perioadă și dacă mai sunt ceva diferențe, pentru că am înțeles că ar mai fi ceva diferențe de primit. Da, la sfârșitul lunii ianuarie noi am făcut autorizarea la plată finală pentru toți fermierii din Giurgiu, cu una, două excepții. Acolo unde au fost probleme peste care n-am putut trece. Ce pot să vă spun este că deja plățile au fost făcute de către APIA Aparat Central și din informațiile mele știu că au fost plătiți 70 de euro și mai sunt 19 euro de plată. Deci fermierii, agricultorii în general, trebuie să afle și noi trebuie să le spunem acum că mai au de primit aproximativ 20 de euro pe hectar. Exact. Aveți idee când vor veni și acești bani? Eu știu că deja se vor face plățile, dar probabil că faptul că anul ăsta s-au făcut plățile toate odată la nivel național, este greu să faci plăți pe 1 milion de fermieri, pentru că totul se face la APIA Central, plata. Noi facem doar autorizarea. Și atunci mai durează puțin. 1 milion de fermieri la nivel de țară? La nivel de țară, da. Noi câți fermieri avem la nivel de... 14.000. 14.000. Doamna director, dacă am vorbit un pic despre vegetal, pentru că sunt și fermieri care probabil ne privesc acum, care se ocupă cu creșterea animalelor, cu zootehnia, dacă ei au primit sau mai au ceva de primit la această oră? Vă referiți la fermierii crescători de bovine, da, și ovine. Încă nu s-a făcut plata la acești fermieri. Din câte știu eu, undeva până în 15 februarie se va face plata. Da, este o veste bună, atât pentru cei din sectorul vegetal, cât și pentru zootehnie.
Spuneam că am început un nou an calendaristic și peste aproximativ o lună de zile dumneavoastră veți, instituția dumneavoastră va primi din nou fermierii să depună cererile pentru plată pentru anul următor. Să sperăm că așa cum prevede legea, la 1 martie vom începe să primim sau veți începe să primiți aceste cereri, cu toate că știu că mai sunt oarece lucruri de pus la punct, dar v-aș ruga tot pentru o corectă informare a fermierilor noștri să ne vorbiți ceva despre schemele de sprijin ale fermierilor în perioada aceasta a noului ciclu financiar până în 2020. Da, în primul rând că anul acesta probabil că nu se vor primi plățile chiar de la 1 martie, pentru că încă avem un proiect de ordonanță. Asta nu înseamnă că vor fi probleme, pentru că noi am fost învățați tot timpul să lucrăm chiar și după program și să recuperăm întârzierile. Anul acesta vor fi 7 scheme de plată. Schema de plată unică pe suprafață, așa cum este cunoscută de fermieri până în prezent SAPS, ajutor național tranzitoriu ANT, cunoscut până anul trecut ca PNDC, plată națională directă complementară, plata redistributivă, care este o schemă nouă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, de asemenea o schemă nouă, plata pentru tinerii fermieri, tot o schemă nouă, schema de sprijin cuplat, o schemă care a mai existat până în prezent, dar vine cu noi culturi, și schema simplificată pentru micii fermieri, o schemă nouă. Aș vrea să vă spun câte ceva despre fiecare. Chiar vă rog. Când vorbim de schema de plată unică pe suprafață, aș preciza eu, deși este pentru toată ferma, că fermierul se poate înscrie la APIA dacă are suprafață de 1 hectar, parcele nu mai mici de 0,3, cu excepții 0,1 atunci când vorbim de livadă, arbuști, și ceea ce este nou anul acesta, sere și solarii. Actul normativ ne spune anul ăsta vine cu numele de pârloagă, ceea ce până în prezent când spuneam pârloagă spuneam un teren necultivat. Anul ăsta pârloagă înseamnă teren arabil necultivat întreținut în bune condiții agricole și de mediu, adică terenul arabil pe care până acum fermierii știau că îl pot lăsa necultivat, dar întreținut, dar îl numim pârloagă. Ce aș vrea să mai spun este faptul că anul ăsta iarăși mai avem o modificare. Fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăți directe care nu au depășit cuantumul de 5.000 de euro, vor trebui să vină la APIA cu înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Este nou. Am stat de vorbă în diverse ocazii cu fermierii noștri care îmi spun păi anul ăsta nu o să mai venim cu acea suprafață care să depășească 5.000 de euro. Atenție! Aproximativ 30 normativ, de hectare. Da, actul normativ spune 5.000 de euro în anul precedent. Dacă tot ați atins această problemă, într-adevăr este un lucru care frământă pe foarte multă lume și aici mă refer la fermieri. Știu că noi în județul Giurgiu avem mulți fermieri care au peste 30 de hectare și sunt persoane fizice și nu au o formă înregistrată la Oficiul Comerțului, II, IF sau persoană fizică autorizată. Sau un SRL, dar se pune următoarea problemă. Știți foarte bine că ați lucrat și lucrați în acest domeniu. Aceste persoane fizice au făcut o investiție încă din toamna anului trecut. Fie au cumpărat motorină, sămânță, pesticide pe
numele persoanei respective. Ori acum îl punem pe acest fermier în fața faptului, dacă vreți, împlinit, îl obligăm să-și facă această formă organizatorică înscrisă la Registrul Comerțului. Până la urmă, IIIF este aproape ca și un SRL. Are contabilitate, are ștampilă și așa mai departe. Dumneavoastră, eu vă întreb acum, da, vă întreb acum nu neapărat ca director, vă întreb ca și economist. Cum explicați dumneavoastră această problemă? Pentru că, din punctul multora de vedere, este totuși un pic mai complicat. Mie mi se părea normal ca această formă să intre în vigoare, oamenii să-i obișnuim anul acesta până în toamnă să-și facă aceste forme de organizatorice, iar în 2016, când vor veni să depună cererea, să vină deja cu aceste IF-uri, IIU-uri și așa mai departe. Vă rog. Da, o să vă spun că sunt prevederile regulamentului european și nu sunt stabilite de la nivel național. Cât privește faptul că acești fermieri vor trebui să devină IIIF o formă de organizare, eu spun că nu face decât să-i ajute. De ce? În momentul în care avem o contabilitate simplă când vorbim de IIIF și IF, pe care, spun eu, o poate ține orice persoană care are un liceu făcut la zi. De ce? Înregistrează veniturile și cheltuielile pe care le-a efectuat. Mi-e greu să cred că oamenii nu pot reuși să facă lucrul ăsta, dar eu spun așa, din discuțiile mele cu fermierii am constatat că frica lor nu de aici vine, ci frica lor vine de la faptul că vor plăti impozit mai mare. Nu e adevărat. Impozitul, în momentul în care devii, îl plătești 16% din profit. Ceea ce până în prezent, dacă erai persoană fizică neautorizată, plăteai o sumă fixă ca impozit. Nu stătea nimeni voie să-ți deduci cheltuielile. Dumneavoastră m-ați mai întrebat ceva referitor la aceste... Ce facem cu facturile din toamnă? Da, este producție în curs de execuție. Din punctul meu de vedere, poate fi transferată în acel IIIF ca producție în curs de execuție achiziție. Poți face achiziție de la persoana fizică la persoana, nici nu pot să numesc juridică, pentru că IIIF nu este o persoană juridică, corect, este o persoană fizică. Corect. Și atunci ar trebui făcută o adresă către finanțe în care să întrebăm. Dar eu, ca specialist, vă spun că din punctul meu de vedere nu este nicio problemă dacă este făcută achiziție la producția în curs de la persoana fizică. Eu, sigur, cei care ne privesc au ascultat și vor trage concluziile potrivite. Dacă mă întrebați pe mine, ca și agricultor, susțin ceea ce am spus mai devreme, cred că trebuia venită cu această sau cu acest proiect de hotărâre de guvern, poate venit în toamna lui 2014, oamenii erau mai bine informați și aveau timp mai mult ca să realizeze aceste forme înregistrate la Oficiul Comerțului. Dar, până la urmă, sigur, dacă această hotărâre de guvern o să fie validată, fermierii vor fi nevoiți să-și facă aceste forme înscrise la Registrul Comerțului. Vorbim de persoanele fizice care au peste 30 de hectare. Este clar că atunci când ai peste 30 de hectare, nu lucrezi pentru gospodăria ta proprie. Faci comerț. Dar e adevărat, dar să știți că și acești oameni care exploatau peste 30 de hectare, eu nu sunt avocatul lor, dar exploatau peste 30 de hectare, la rândul lor, cu adeverința pe care dumneavoastră o eliberați, mergeau la finanțele publice, completau declarația 100 sau 200, nu știu să vă spun exact, se impozitau, erau termenele de plată a impozitului și totul era legal. Nu știu, dumneavoastră spuneți, avem un anumit termen pe care ne-a impus Uniunea Europeană și trebuie să avem ferme care să
producă atât pentru gospodărie, dar cât și pentru piață. Este foarte adevărat că în România, în acest moment, sunt foarte multe ferme de subzistență care produc numai pentru ei. Eu totuși vă spun sincer, trag nădejde că această hotărâre de guvern pe acest subiect nu va apărea și nu o vor valida acum sau o vor valida cu termene pentru anul următor. Din punctul meu de vedere, repet, ca specialist, așa mi s-ar părea corect. Adică am schimbat regula în timpul jocului, dar dumneavoastră, sigur, poate că nu aveți, să zic, căutarea să spuneți mai mult, pentru că sunteți apărătorul statului și atunci dumneavoastră susțineți partea legală și susțineți ceea ce este pe cale să înfăptuiască. Doamna director, v-aș ruga să prezentați, pentru că ați venit cu foarte multe, această schemă de sprijin pentru 2014-2020 vine cu multe noutăți. Ați vorbit acolo despre aceste terenuri pârloagă și aș vrea să le spunem ascultătorilor sau telespectatorilor, fermierilor. Până acum așa însemna pârloagă, era un teren abandonat, părăsit, plin de buruieni, care practic nu producea absolut nimic, dar acum dumneavoastră spuneți teren pârloagă în accepțiunea legiuitorului, înseamnă acel teren întreținut în bune condiții de mediu, nu? Da. Deci ceva lucrări îi faci la terenul acela. Înțeleg că oamenii pot depune cereri de plată și pentru acele pârloage la APIA? Și până în prezent au putut să depună cereri pentru terenul necultivat, da, dar întreținut în bune condiții agricole și de mediu. Ce înseamnă asta? Înseamnă cosit sau arat, da, sau discuit. Înseamnă un teren pe care l-ai lăsat abandonat. Bineînțeles că subvenția este mai mică, asta, nu? Pentru aceste terenuri, fermierul primește doar plata unică pe suprafață. Ce înseamnă? Mă întrebați care este cuantumul? Da, cuantumul, da, 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 da. 140 de euro aproximativ. Deci dacă îl ar și îl las terenul necultivat în continuare, nelucrat în continuare, primesc 140 de euro? Da. Cu ce precizare suplimentară vine actul normativ, proiectul de act normativ de anul ăsta? Vine cu precizarea că nu poți lăsa la odihnă terenul mai mult de 30% din suprafață, ceea ce până acum n-am avut. Un fermier putea veni cu tot terenul necultivat. Și am avut situații în care am avut fermieri care au venit cu astfel de teren, pentru că momentul în care au luat pământul în arendă, concesiune sau diverse forme, a fost, să zicem, aprilie. Ori el nu mai avea ce să facă și venea și declara la APIA, dar îl declara doar ca teren necultivat. Spuneți-mi, dacă luăm un exemplu, un fermier are 10 hectare, în fiecare an are dreptul să lase 30% din această suprafață, aproximativ 3 hectare pentru odihnă? După proiectul de act normativ, da. Am înțeles. Nu cred că fermierul este interesat să-l lase la odihnă 30% din suprafața de teren. Da, nu știu. Poate că un calcul creion în mână la 140 de euro pe hectare s-ar putea la unii chiar să le convină. Dar V-aș ruga să ne dați mai multe amănunte, pentru că este un act normativ foarte cu multe noutăți și incitant, dacă vreți. Bun, vorbim de a doua schemă de plată, Ajutor Național Tranzitoriu, ANT, ceea ce a fost până acum PNDC, Plata Națională Directă Complementară. Este vorba de plata pentru cultură. Faptul că acel teren este cultivat, fermierul primește un ajutor. 3. Plata redistributivă. Este o schemă de plată nouă. Plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la plată unică pe suprafață și se acordă gradual pentru primele 30 de hectare ale exploatației agricole, indiferent de suprafața acesteia. Este de precizat aici că nu contează că fermierul are
100 de hectare, 200 sau 1000, el va primi plată redistributivă doar pe primele 30 de hectare. Mai vine cu o precizare actul normativ și ne spune că nu vor beneficia de plată redistributivă fermierii care și-au împărțit exploatațiile după 18 octombrie 2011. Dacă puteți să spuneți telespectatorul ce este plata redistributivă? Pentru, a zis, pentru primele 30 de hectare, nu? Da, o deci, să fie un... Un bonus, se acordă un bonus pentru cele 30 de hectare? Da, un procent din plafonul național anual va fi un procent de 5%, va constitui plata redistributivă. Am înțeles. E o plată suplimentară. O plată suplimentară, da, mai departe. Bun, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu. Aici, într-adevăr... Este o noutate, nu? Da, este o noutate și sunt multe modificări. Fermierii trebuie să-și diversifice culturile. Dacă până în anul ăsta nu verificam dacă fermierul diversifică culturile, anul ăsta pot spune că la fermierii până între 10 și 30 de hectare trebuie să aibă două culturi. La fermierii peste 30 de hectare trebuie să aibă trei culturi. A doua condiție este menținerea pășunilor permanente și existente. Atenție că fermierii trebuie să înțeleagă foarte clar că nu pot distruge aceste pășuni permanente. Și chiar în situația în care vor schimba destinația acelui teren care are pășune, fermierul s-ar putea să fie obligat în anul viitor să aibă din nou pășunea. 3. Prezența unei zone de interes ecologic pe suprafața agricolă. Prezența acestei zone, ce înseamnă? Am tot vorbit în anii trecuți, în 2013, le spuneam fermierilor că va veni un moment în care vor fi foarte importanți foarte importante terasele, elementele de peisaj, garduri vii, împădurite, arbori izolați, arbori în grup, zonele tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare, zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție, terenuri agricole împădurite, zone cu strat vegetal, zone cu culturi fixatoare de azot. De ce vor fi importante? Pentru că în momentul în care fermierul deține astfel de terenuri, astfel de terase, să spunem, el va primi această plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu. Deci sunt niște condiții care trebuie să respectate. Deci spuneți-mi, nu este o condiție obligatorie? Ba da, este o condiție obligatorie. Și aș vrea să vă întreb, fiecare fermier, indiferent de suprafață, trebuie să aibă acele benzi înierbate la capătul parcelei? Nu este obligatoriu. Acele benzi, dacă există, sunt bune. Pentru că această măsură vine cu trei condiții. Diversificarea culturilor este una, da? Da. Menținerea pășunilor permanente, dacă fermierul are pășuni, da. Și dacă are prezență, dacă există zone de interes ecologic. Aici vor câștiga foarte mult fermierii care până în prezent au făcut suprafețe de culturi ecologice. Pentru că știți că în trecut, deși Giurgiu are foarte puține zone, de ce? La momentul în care a existat un sprijin destul de consistent pentru fermierii între 1 și 5 hectare, spun eu, poate că n-a fost făcută promovarea suficientă la nivelul județului Giurgiu. A fost momentul 2010, dacă nu mă înșel, 2009-2010, când fermierii primeau pentru conversie, pentru perioada de conversie a terenului de la normal la ecologic, aproximativ 1000 de euro. Astăzi, cuantum este undeva 200 de euro. De ce nu mai fac ei, de ce nu mai optează ei pentru zone ecologice? Pentru că sprijinul pentru conversie este aproximativ 200 de euro. Cheltuiala pentru analiza terenului este aproximativ 200 de euro. Și atunci
normal ea să primească sprijin. Nu îl primește. De ce? S-au înscris foarte mulți fermieri la nivel de România și atunci, încet, încet, cuantumul s-a micșorat. Pentru că Uniunea ne acordă o sumă care vine și redistribuită către fermieri. Dacă dumneavoastră nu mai aveți întrebări, eu aș trece la schema de plată pentru tinerii fermieri. Schema de plată pentru tinerii fermieri va fi acordată celor care au în componența societății cel puțin un tânăr fermier care participă la deciziile societății. Au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii menționate la litera A, adică ceea ce am spus mai devreme, prezintă dovada absolvirii cel puțin a unor cursuri de formare profesionale de scurtă durată. Ce mi se pare mie foarte interesant este faptul că plata pentru tinerii de fermieri se acordă fiecărui fermier pe o perioadă de maxim 5 ani, dar se acordă chiar dacă anul 2015, să spunem, fermierul este înscris acum 3 ani și el avea sub 40 de ani. El îi acordă începând de anul ăsta încă 2 ani. Timpul rămas. Dar spuneți-mi la tinerii fermieri că nu aș vrea să trecem așa ușor. Care ar fi bonificația pentru această categorie socială? Ce diferențe? Aici e vorba de bani. Cu cât vor primi ei mai mult decât ceilalți care au peste 40 de ani? Deci vor primi cu 25% din cuantumul pe hectar. Eu spun că este destul de important pentru un mic, tânăr fermier să primească cu 25%. Dar și aici este de precizat faptul că maxim 60 de hectare va primi. Deci numai pentru 60 de hectare. Da. Dar aș vrea să vă întreb, ca să legăm un pic de acești 25%, aveți idee, aveți informația pentru anul acesta ce subvenție va fi pe hectar? Anul ăsta am înțeles 159. Este o întrebare poate prematură, dar credeți-mă că fermierii sunt preocupați pentru că ei trebuie să-și facă planul de afaceri, ei își fac socotelile acum și e normal să știe cum să-și drămâie și banii. Și de asta am și pus această întrebare. Credeți, măcar așa să vă răpesc un răspuns, credeți că vor fi subvențiile mai mari anul acesta? Nu cred, sunt convinsă că vor fi mai mari. Din păcate, n-aș putea să vă spun un cuantum, pentru că eu lucrez în Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, aplic actul normativ, atâta timp cât actul normativ n-a apărut. Da, deci după părerea dumneavoastră, probabil vor fi mai mari. Cu siguranță. Deci 25% pentru tinerii fermieri în plus pentru fiecare hectar până la 60 de hectare, nu? Exact, exact. Repet, mie mi se pare un sprijin destul de important. Consider că în momentul în care se va aplica această schemă de sprijin, fermele vor trece de la persoane vârstnice la persoane tinere, pentru că, spun eu, la momentul ăla poate că tinerii vor fi atrași de agricultură. Astăzi, mie mi se pare că tinerii sunt încă atrași de oraș, fără să înțeleagă că poți face agricultură și trăi tot la nivelul unui oraș. Este un capitol care, sincer, pe mine mă incită și am mai avut o asemenea discuție pe un asemenea subiect despre tinerii din mediul rural. Ei, practic, aproape nu au fost ajutați cu nimic în toți acești ani de după Revoluție. Toată lumea vorbește despre agricultură, despre sat în general, despre continuitatea în mediul rural, dar uităm să facem ceva pentru tineri. Sigur, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Este un prim pas, este un pas pe care
legiuitorul, un guvern s-a gândit și s-a hotărât să facă ceva pentru tineri. Noi ne așteptăm și cei din mediul rural așteaptă, în fiecare zi așteaptă ca și pentru ei să se facă ceva benefic, în așa fel încât ei să fie capabili, să fie dornici, să rămână în localitatea respectivă și să ducă viața mai departe, să facă agricultură, să-și întemeieze o casă, o familie și așa mai departe. Să ridice satul în general. Pentru că dați-mi voie, satul Giurgiuvean la momentul acesta începe să îmbătrânească sau este îmbătrânit în foarte multe zone geografice ale județului și atunci avem nevoie de această infuzie de tineri. Dar dacă pe tineri noi ajutăm satul românesc, în loc să facă un Giurgiuvean, în loc să facă un progres, el coboară în permanență. Dar, așa cum spuneați, este un ajutor destul de bun. Exista și până acum schema de plată 112 pentru tineri fermieri. E adevărat, este un proiect prin care fermierul poate să obțină până la 40.000 de euro. Eu spun că este o schemă destul de ușor accesibilă. Asta este părerea mea. Problema care intervine este faptul că fermierul în general, tânăr care vine din mediul rural, nu are liceul. Și atunci nu mai știu dacă anul trecut s-a modificat, chiar sincer vă spun din undeva din 2013 că știu că se cerea liceul. Acum, de exemplu, în schema noastră de plată se spune doar cursuri de scurtă durată, ceea ce înseamnă că poate fi un curs de 3 luni de zile. El poate accesa fără să mai facă acel proiect. Eu spun că e important. O întrebare sau o informație, nu neapărat o întrebare. Ați pomenit de aceste cursuri de scurtă durată care, iată, au apărut, legiuitorul le-a pus, le-a scris. Aveți idee în județul nostru cine mai face cursuri de calificare pentru agricultori? Știu că avem Oficiul Județean de Consultanță Agricolă și spuneam și în alte emisiuni, sunt acolo oameni pe care și dumneavoastră îi cunoașteți foarte bine, competenți, oameni cu putere de muncă, dar numai că nimeni nu prea se mai gândește la ei și nimeni nu prea vrea să-i pună la treabă. Au fost pasați de la Ministerul Agriculturii la Consiliile Județene. Aici au fost primiți cu mare reticență, cu rezerve, dacă vreți, au fost așa acceptați cu greu. Li se plătește un salariu și ei practic nu sunt puși să facă ceea ce trebuie să facă. Aveți idee dacă ei pot califica? Pentru că sunt convins că vor fi tineri care vor dori să se înscrie cu 60 de hectare și să primească această bonificație de 25%. Dar, a spus dumneavoastră, poate unul are numai 8 clase sau nu are, sau are alt liceu industrial, nu știu ce liceu, dar nu un liceu agricol de specialitate. Cine poate să școlarizeze pe acești tineri? Din câte știu eu, Oficiul de Consultanță Agricolă, când am lucrat eu în 2010, cred că am lucrat la Oficiul de Consultanță Agricolă, la momentul ăla avea acreditate astfel de cursuri. Astăzi, sincer, nu știu dacă, mă gândesc că poate mai sunt sau nu. Am și o părere, la fel ca și dumneavoastră, o părere bună despre cei care lucrează în consultanță agricolă. Poate că nici nu i-a incitat nimeni să facă mai mult consultanță. Poate că fermierii nu știu că trebuie să meargă la oficiu de consultanță. Eu zic că fiecare dintre noi ar trebui să încercăm să-i convingem pe fermieri. În primul rând, lucru pe care eu îl spun, că pot primi subvenții, pot primi sprijin financiar de la bugetul statului, dar trebuie să învețe și să respecte niște condiții. Și atunci când spun de aceste cursuri de scurtă durată, cred că ar fi interesant să ca oamenii să înțeleagă că aceste cursuri trebuie să făcute pentru dezvoltarea lor personală. Și vorbind cu dumneavoastră, mi-aduc aminte că inclusiv șomajul la un moment dat pregătea și erau cursuri gratuite în domeniul ăsta. Doamna director, poate această emisiune este urmărită de cineva care lucrează în cadrul Consiliului Județean. Poate îi transmite domnului președinte al Consiliului Județean, Vasile Mustățea,
poate îl incită acest subiect al nostru, pentru că Oficiul Județean de Consultanță aparține de Consiliul Județean și poate se gândește într-un final ca acești oameni și această instituție, care este instituția statului și este în slujba oamenilor creată, acești oameni să lucreze, să realizeze aceste cursuri de scurtă durată pentru fermieri, în așa fel încât să ajutăm acești oameni, pentru că iarăși ne rotim așa într-un cerc. Nu, haideți să verificăm că poate că, deci eu nu v-am spus că nu mai există aceste cursuri. Deci eu știu că erau acreditate. Erau, dar eu nu am auzit să realizeze aceste cursuri. Dar dacă eu greșesc, sunt dispus să-mi cer iertare. Dar știu că nu mai fac de multă vreme și că există aproape un dezinteres general față de aceste oficii județene de consultanță. Dar eu mă refer la județul Giurgiu. Dacă mai aveți ceva să ne spuneți. Da, v-aș vorbi despre sprijinul cuplat și aici este important. Sprijinul cuplat înseamnă, de fapt, condiția ca atunci când pui o cultură să obții o anume cantitate. Și aș vorbi în momentul ăsta de sprijinul cuplat pentru soia. Pentru că până în prezent nu am avut un astfel de sprijin cuplat. Suprafețele cultivate anual cu soia au scăzut considerabil din 2006 ca urmare a interzicerii cultivării soiei modificată genetic. Și asta este o întrebare pe care am auzit-o, cred că la toate manifestările de până acum. Tocmai pentru asta, guvernul s-a gândit să vină cu un sprijin pentru această cultură. N-aș vrea să spun un cuantum, deși eu am notat aici un cuantum de la discuțiile colegilor mei din centrală. O să spun că sprijinul poate ajunge undeva la 300 de euro. Deci, numai o secundă, pentru că efectiv reușiți să spuneți lucruri care ne incită și sunt convins că și cei care ne privesc. Ați spus 300 de euro pe hectar pentru, ați luat exemplu culturii de soia? Da. Repet, nu este un act normativ ceea ce vă spun eu, sunt niște propuneri. Da. M-aș bucura să fie așa. Sigur, este un proiect de act normativ tot ceea ce noi discutăm, dar legat de această cultură de soia și pentru fermierii care ne urmăresc, Comisia Europeană a dat deslegare, să spun așa, țărilor membre, dacă acceptă sau nu acceptă să introducă în cultură porumbul modificat genetic și soia modificată genetic. Este o noutate, dacă vreți, care a apărut în ultimele zile și mă gândesc, știu că au fost mari dezbateri la noi în țară, pro și contra. Dacă cultivăm porumb modificat genetic, dacă cultivăm soia modificată genetic, ce se întâmplă pentru dacă are efecte negative asupra sănătății oamenilor, dacă nu are efecte negative, dacă aduce beneficii agriculturilor. Dar sigur este un subiect pe care cu siguranță noi îl vom mai aborda, poate în emisiunea noastră sau poate în întâlnirile cu fermierii. Din păcate n-aș putea să fac. Nici nu vreau să-mi răspundeți. Dacă mai aveți ceva să ne spuneți pe... Da, un sprijin cuplat va fi la Lucernă. Se estimează că suprafața cultivată cu lucernă în 2015 va fi undeva de 344.000 de hectare. Sprijinul cuplat pentru lucernă va fi aproximativ 50 de euro. Și precizez încă o dată, ca și la soia, că este o propunere de act normativ și nu pot să deci vă spun 50, exacte. 50 de euro în plus față de o cultură, să spunem, de grâu, un hectar exact. De grâu, nu? Dar, repet, vor fi niște condiții care vor fi impuse. Nu pot să spui că atunci când este un sprijin cuplat, este la fel ca PNDC-ul, ca
Pentru că la sprijin cuplat sunt niște condiții. O să fie nevoie să pui sămânță certificată, o să fie nevoie de mult mai multe controle, o să fie nevoie de un contract cu procesatorul pe care trebuie să-l prezinți. Da, noi trebuie, noi și nu știu dacă dumneavoastră ați spus în, în această schemă, trebuie să le spunem oamenilor că din 2018 obligatoriu când vor veni să depună dosarul la dumneavoastră trebuie să aibă acel certificat la sămânță, deci trebuie să fie o sămânță de bună calitate certificată și trebuie să le mai spunem ca să nu uit că din, tot din 2018 obligatoriu obligatoriu va fi cadastru, cartea funciară pentru fiecare suprafață de teren, pentru că din 2020 este directiva Comisiei Europene, nu vom mai putea primi ajutoare financiare dacă terenurile noastre nu vor avea cadastru și intabularea făcută. Dacă mai aveți ceva de adăugat? Din câte știu eu, când vorbim de cadastru, deja se lucrează intens la primării pentru parcelarea terenurilor și ceea ce mai știu este că se prevede un sprijin financiar pentru fermieri pentru realizarea acestor cadastre pe Ministerul Administrației, dacă știu foarte bine. Nu cred că o să fie doar o condiție din 2018. Sunt convinsă că fermierii vor primi sprijin pentru acest lucru. Ce am înțeles eu, că singurul sprijin pe care nu-l vor primi este pentru intabularea dreptului de proprietate, dar pentru cadastru vor primi. Ar fi un lucru extraordinar, dar la cum arată terenul acum, nu numai în județul Giurgiu, în general în România, eu sunt pesimist și nu cred că vom reuși să ne încadrăm în cei 3 ani care au mai rămas, dar sigur timpul va vorbi. Doamna director, și timpul emisiunii noastre se cam scurge, mai avem numai câteva minute, dacă puteți, pentru zootehnie, ce putem să le oferim fermierilor? Mai aveți ceva de adăugat aici? Da, și vreau să nu trecem peste schema de plată pentru micii fermieri. Okay, foarte bine. Și este o schemă nouă și spun eu foarte importantă. De ce? Anul acesta, toți fermierii care au deprimit un cuantum mai mic de 1250 de euro vor fi notificați pentru a accepta sau nu că sunt mici fermieri. Dacă ei acceptă că sunt mici fermieri, se angajează pe o perioadă de 5 ani că vor fi mici fermieri. Asta nu înseamnă că nu pot ieși din schemă în momentul în care cresc suprafața. Dar ceea ce este foarte important, spun eu, la această schemă pentru micii fermieri este faptul că ei nu vor mai fi controlați, nu vor mai fi obligați să respecte condițiile de ecocondiționalitate, ceea ce este foarte important, pentru că ne lovim în momentul de față de situații în care fermierul are 2 hectare de pământ, ne ducem și facem control gaie, că îl găsesc că irigă un solar în curte de 100 de metri și nu are autorizație și atunci ajung la situația în care îl sancționez 50%. Doamna director, legat tot de vegetal, dar foarte scurt, m-au întrebat mai mulți oameni în legătură cu terenurile închiriate de la primării, din arabilul primăriilor. Dacă vor primi subvenție pe aceste suprafețe, terenurile, repet, închiriate de către primării, da? Și dacă aceste terenuri pot fi subînchiriate? Aceste terenuri nu pot fi subînchiriate pentru că codul civil, din câte știu, prevede foarte clar că pământul nu poate fi subînchiriat. Când vorbim de închirierile de la primărie, da, ei primesc subvenție cu condiția ca acel contract să fie până la 1 decembrie a anului în care depune cererea. Și într-adevăr avem probleme, avem situații în care fermierii au avut contract de închiriere doar până la 1 octombrie. Probabil că de asta ați primit întrebările. Am înțeles. Dacă pentru zootehnie câteva cuvinte și îmi pare rău că nu mai avem timp. Nu este nicio problemă. Pentru zootehnie, ce trebuie să știe toți fermierii este că haide să vorbim de bovine în primul rând. Deci primesc subvenție cei care au avut animale până la data de 31 ianuarie 2013. Este dată de referință. Ei primesc subvenție dacă acea exploatație există și astăzi, chiar dacă nu mai are toate animalele. Așa a hotărât
Uniunea Europeană să dea un sprijin decuplat de producție, inclusiv la animale, la bovine. Fermele noi, însă, anul trecut, de exemplu, erau fermele care existau până la data, se înființau până la data de 17 aprilie 2014. Când vorbim de ovine, ele trebuiau să existe până la data de 31 martie anului curent. Ovine și caprine sunt cele existente. Subvenția se acordă celor existente, nu celor de la data de referință. Doamna director, timpul, din păcate, s-a epuizat. Am speranța că am incitat un pic fermierii care ne-au urmărit și care ne vor urmări. Dacă este cazul, aș vrea să obțin promisiunea dumneavoastră pentru alte informații. Ne vom mai întâlni din nou în acest studio, pentru că sunt lucruri, repet, benefice pentru agricultori și pentru fermierii din județul nostru. Stimați telespectatori, emisiunea noastră a luat sfârșit. Vă doresc toate cele bune. La revedere! Silvana Râciu și vă invit să urmăriți în fiecare seară de miercuri de la orele 19:30 la TV Giurgiu, emisiunea La Porțile Dorului, moderată de prietenul meu, Ilie Clement. Doar aici puteți urmări artiștii dumneavoastră preferați.